În Scriptură este scris de mai multe ori, binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. De ce să fie binecuvântat din veșnicie în veșnicie? Pentru că numai o veșnicie este în stare să însumeze câtă laudă merită Dumnezeu. De aceea e scris, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului binecuvântat. Și vă doresc și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze Dumnezeu pentru veșnicie. Pilda cu fiul risipitor, cum ne-am obișnuit noi să o intitulăm, deși ar putea suporta și alte titluri, prezintă, așa cum știu toți și copiii, un tată care avea doi feciori, unul care a plecat, a risipit averea, în ultimă instanță s-a întors, s-a căit și un altul supărat că tatăl l-a primit pe cel mai mic. Între acești doi există, între altele, o diferență care a fost scosă în evidență de fiul cel mai mare. Scrie în vers 13 că cel mic și-a risipit averea, toată ce a fost dată, și cel mare a zis în versetul 29, ca să facă prin aceste cuvinte contrastul mai evident, mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc. Adică el a cheltuit toată partea lui și eu din a mea niciun strop. Cel puțin așa a crezut el. Și uneori riscăm și noi să credem că alții au mari probleme și noi chiar n-avem niciuna. Dacă stai să asculți la rând pe toți predicatorii și pe toți cântăreții, toți sunt cu adevăr în brațe și cu Domnul în inimă. Că parcă îmi vine uneori să întreb, Doamne, oare n-ai greșit când ai zis că în ziua aceea va trebui să spui unora că nu îi cunoști? Dragii mei, aș vrea să privim la noi înșine astăzi. Și dacă nu ne-am adus oglinda de acasă, are biserica oglindă. Să se vadă fiecare pe sine. Asta e scris nu numai la cina Domnului. Zice în Iacov 1 să ascultăm Evanghelia în așa fel încât să ne adâncim privirile în legea asta a slobozeniei și să ne cercetăm. Doamne, ajută-ne! Chiar ne-am și rugat, cum zice David, în 139, Doamne, dincolo de cercetările mele, ajută-mă ca prin ceea ce Tu îmi spui, eu să mă pot cerceta mai profund și apoi prin harul Tău, prin aportul Tău binecuvântat, să mă duci pe calea veșniciei, că așa v-am binecuvântat de la început, să vă binecuvânteze Domnul pentru veșnicie, că acesta e darul lui Dumnezeu, viața veșnică și celelalte sunt bune, dar sunt de puțină și unică folosință. Dar veșnicia este ceva ce cuprinde totul, cum scrie în Roman, că Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus ne dă toate lucrurile, mărit să fie Domnul. Aș vrea, privind la cei doi fii, plecăm de aici, din textul acesta, dar îmi pică bine asta în ceea ce am pe inimă să vă spun, să vă spun despre un om al lui Dumnezeu, care întâi a fost în postura celui mare, apoi a trecut în postura celui mic și după aceea a vrut să fie în postura altui fiu, despre care nu scrie în pildă, că Tatăl Ceresc a avut acești doi fii, dar a avut unul, despre care a declarat din cer că este fiul lui prea iubit în care își găsește toată plăcerea. Și acela nu seamănă cu niciunul din aceștia doi, e altul. Vreau să vă spun ceva despre Apostolul Pavel, nu mă voi opri la toată activitatea și viața lui, evident. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor despre el, citim așa câteva versete, de exemplu Fapte, capitolul 9, versetul 2, de ce era în stare. A cerut scrisori să meargă să aducă legați bărbați și femei la Ierusalim.
Spune apoi în capitolul 26, aceeași carte, Faptele Apostolilor, ce a mai făcut el, el povestea, versetul 10 și 11, am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeau și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor. Îi prigoneam până și în cetățile străine. N-a fost ăsta un fiu risipitor? Cu averea lui Dumnezeu, cu sfinții, tot ce a putut a prăpădit. Spune și în 1 Timotei, capitolul 1, vă citesc, mărturia lui scrie de la versetul 13, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, un batjocoritor, dar am căpătat îndurare, ca și fiul acela risipitor. Dar culmea culmilor, am spune, că el era fiul risipitor și credea că e fiul cel mare, care n-a risipit nimic. Citesc Filipeni, capitolul 3, spune de la versetul 5, eu sunt iat în prejur, a opta zi, la termen, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, că din tagma asta erau mulți din fiii de cei mari, în ce privește râvna, am amintit cazuri, prigonitor al bisericii, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, auzi, ăsta n-a cheltuit nimic. Acum, nu chiar la cota asta să fii așa de sfânt cum s-a crezut Saul, cum îl chema atunci, și nu la gradul acesta să fii atât de dur cu sfinții cum a fost el, dar poate că dacă privim atenți, ne identificăm pe undeva. Poate auzim când altul a făcut un păcat, spune-mă, eu așa ceva n-am făcut. Și când ne gândim la noi, adesea în raport cu alții, undeva totuși ne situăm între cei vrednici să fie promovați, nu între cei ce au corijențe sau chiar de repetenție. Se spune că într-o închisoare, în aceeași celulă, au două femei. Și din vorbă în vorbă, ce se fac acolo, una, sub apăsările conștiinței, începe și povestește că a ajuns acolo pentru că, pe lângă ceea ce era din punct de vedere legitim soția unui bărbat, era amanta altuia și de aici s-a iscat un scandal, cum spune vorba, că unilor războaiele bărbaților pleacă de la femei și s-a produs o crimă și zice, iată-mă aici, în celulă, și fără soț, fără amant. Cealaltă parcă s-a tras în colțul celulei, că mai încolo nu se putea duce. Și cel puțin așa în inimă i-a zis, cu cine am ajuns să stau? Așa ceva n-aș fi făcut pentru nimic în lume. Nu știu ce cuvinte i-a spus, dar oricum cealaltă și-a dat seama că o socotește ingrată. Da, poate a doua zi, poate zile următoare, întreabă curva asta, să-i zic pe românește, pe cealaltă. Dar tu de ce ești aici? Păi știi, am lucrat într-o firmă, a avut încredere în mine, patronii, de lapidare, banul locomos și uite, am ajuns aici. Și acum a fost rândul celelalte femei să tragă în colțul celulei și să spună, în viața mea n-am înșelat cu un leu. A, poate nu suntem niciuna dintre aceste categorii, nu? Hai să vă spun un alt caz. M-a zis toată durerea unei mame. A zis, am avut un singur copil și am muncit cu greu să facă școală, a ajuns învățător. Da, a apucat cu băutura, n-a făcut mare carieră, nu s-a putut însura. Dacă ar fi după mine, toți bețivii aș încărca într-o garnitură de tren și iad cu ei. Și am jurat. Zic, vezi, când te duci delegat cu marfa asta, te oprești acolo. Cum vorbiți așa? Zic, dar nu este alt iad pentru cei ce înjură decât ăla care e pentru bețivi. Dragii mei, repet și continui apoi.
Hai să ne cercetăm astăzi bine dacă nu cumva risipim ceva și ni se pare că de fapt nu risipim nimic. Poate în biserica Domnului, poate în familiile noastre, cum scrie în Proverbe, comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Și poate în loc să păstrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ceea ce Dumnezeu are, risipim și acasă. Avem viața noastră, un mare cadou și har de la Dumnezeu. Cum uneori mă uit la tineri și îmi zic, cum pierdeți timp prețios. Nu neapărat cu somnul, ca leneșul din Proverbe, că măcar ăla nu face prostii. Dar în diferite alte activități păguboase. Și vă spuneam că Apostolul Pavel și-a propus, după ce a înțeles ipostazele în care a trăit, a crezut că este și nu era, și-a dat seama cine a fost, și-a fixat ca obiectiv pe Domnul Iisus Hristos și scrie în Filipeni 3, vă citesc de la versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și fără să mă mai dau multe versete, Apostolul Pavel folosește frecvent expresii de genul împreună cu El, în El, Hristos în noi, înrădăcinați în El, zidiți în El. Asta a fost dorința lui de o viață, să se identifice totalmente cu Domnul Iisus Hristos. De aceea a zis, scrie în Galateni 2:20, nici nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai vreau să fiu niciunul dintre cei doi fii. Am întâlnit pe un alt fiu, pe care n-a mai trebuit tata să iasă afară să-l aștepte sau sorora să intre în casă. Un fiu care a zis, iată-mă, în sulul cărții scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreți să ne asemănăm toți cu Domnul Iisus Hristos? Scrie la Romani, capitolul 8, versetul 29, așa, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și rânduit, mai hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului fiul său, pentru că el să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Toți să semene cu Domnul Iisus. În biserica primară se spunea, cine a văzut pe un frate, am văzut pe Domnul Iisus. Și ne-a văzut pe Domnul Iisus, spunea el în Ioan 4, ce a văzut? Pe Tatăl. Un fiu pe care nu mai trebuie să-l lămurească Tatăl, unul care era ca și Tatăl. Doamne, ajută-ne să fim și noi. Și dedicându-și viața acestui ideal, Apostolul Pavel a putut să spună ce vă citesc din 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele, sau în altă traducere zice, imitați-mă pe mine. Da. Se poate ca fiii lui Dumnezeu să devină modele ca Domnul Iisus Hristos. Pentru că în ei trăiește Domnul Iisus Hristos. Și spune Apostolul Filipeni, capitolul 4, versetul 8, cuvinte de mare greutate, 8 și 9, încolo, frații mei, mă gândeam la predica fratelui, la ceea ce a spus fratele după aceea, că de astăzi vom fi altfel. Mi-au amintit ce spunea filozoful danez Soren Kierkegaard, că uneori creștinii sunt ca niște rățuște care vin la adunare pe lăbuțele lor și alegănându-se și păstorul le spune, de astăzi trebuie să zburăm ca vulturii. Ei spun în cor amin și se întorc înapoi legănându-se pe lăbuțele lor. Măcar să mai dăm din aripi, dacă nu chiar să zburăm de astăzi, bine? Mai atingem din când în când pământul, că suntem oameni și nu putem dintr-o dată să fim așa ca Domnul Iisus, nu? Că până ieri am fost când cel mic, când cel mare. Încolo, frații mei, de azi încolo. Eu nici nu știu cum ne-am ajuns azi la dumneavoastră, dar sunt aici. Tot ce este adevărat, tot,
tot ce e vrednic de cinste, tot ce e vrednic drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit, ce ați auzit de la mine? Și cu ce greutate să spună la niște oameni care îl cunoșteau. Și ce ați văzut în mine, faceți. Doamne! Și cu ce ne alegem, Pavel, dacă facem? Dumnezeul păcii va fi cu voi și a vostri raiul lui Dumnezeu. Și aș vrea, privind în epistola asta în Filipeni, să ne uităm puțin la felul în care Apostolul Pavel ne învață să nu risipim averea și să nu ne lăudăm că nu risipim, când de fapt noi nu facem mare lucru. Aș vrea să vă arăt cel puțin două lucruri, nu mai mult, hai. O atitudine corectă față de Evanghelie și al doilea lucru vedem dacă ajungem la el. În Noul Testament, Evanghelia este numită în diverse denumiri. Vă amintiți câteva dintre ele? Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia Harului, Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Păcii, toate titlurile pe care le merită. Pavel atât era de atras de Evanghelie cât o numește și Evanghelia mea. Și cu Evanghelia lui ne întâlnim la ziua judecății, zice el în Roman 2:16. Și le spune filipenilor, îndemnându-i, cum am citit din finalul epistolei, să calce pe urmele lui, și ce a spus fratele, împică tare bine, că nu doar unora le este dată Evanghelia, ci Evanghelia trebuie să fie o lucrare coparticipativă. Și vă citesc din Filipeni 2, unde spune versetul 27, numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelie. Apropo, o aduceți cu voi la adunare. Asta a lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, sau despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelie. Cum se spune că Biblia uneori e bine că e tradusă, de mai multe ori, alteori e mai puțin bine, dar cel mai bine când e tradusă într-o viață de om, în fapte. Să porți cu cinste această Evanghelie, să nu fii, chiar dacă ești predicator, cum zicea o beată femeie de soțul ei, când auzea că îl cheamă la amvon, oare are curaj să se ducă? Și când era acolo și l-auzea ce frumos zice, spunea, de nu te-ai mai dat jos. Din nefericire uneori, să transpun asta și pentru cântăreți? Da? Așa frumoase cântărunile, cum vă dedicați voi Domnului. Și după aceea, mai târziu, mai după masă, să vedem la ce dați like pe Facebook. Să vedem dacă e drept ce cântați și credeți în ce cântați. Sau când o să vă căsătoriți. Știi, e mireasă în casa Domnului, e mire. Știi că e simbolul Domnului Iisus Hristos. Și mai târziu, Doamne, ce frumos a spus din Efeseni capitolul 4, cum ar trebui noi să ne purtăm la demnitatea ce ni s-a dat. Zice înțelept un proverbe că numele bun e ca și tigaia pentru argint, te lămurește. Ce nobil ar trebui să fie comportamentul nostru, zice, hai să iau numai așa un verset în fugă din proverbe, zice în capitolul 17, versetul 7, cuvinte alese nu se potrivesc în gura unui nebun, nu? Vezi pe un beat trecit în psalm, sună bine? Bă, nici dacă are dicție. Cu cât mai puțin cuvinte mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Să predici adevărul, să cânți și să spui vreo minciună, Doamne ferește. Biblia merge până acolo încât scrie în Efeseni, în finalul capitolului amintit aici,
orice strigare, orice amărăciune, orice mânie, să? Să piară. Doamne, dă-ne harul acesta. Un comportament vrednic de Evanghelie. Și nu-i vorba numai de imaginea noastră pe care o văd alții. Nu-i vorba nici măcar de atmosfera din adunarea și din casele noastre. Căci cu un om bun, știți proverbul, nu? De omul bun și vremea bună te saturi în veac. De omul rău și de vremea rea până de seară. E vorba în final dacă nu te porți vrednic de Evanghelie, ci spune 1 Corinteni 15 cu 1, vă fac cunoscut Evanghelia pe care dacă nu o țineți degeaba, degeaba, iar dacă am mai și predicat-o, o să fie mai multe lovituri. Da, da. Sper că nu sunteți dintre aceia care cred că odată mântuit s-a încurcat Dumnezeu cu tine, nu are ce să mai face, nu mai știe de unde se dezlege. Nu merge așa. Dumnezeu a dat oameni de jos, a dat oameni jos din cer și se vorbim de pe pământ care încă nu i-a urcat. E o problemă, dragii mei, ce vă spuneam la un moment dat, spusele Domnului din Matei 7, nu contează cine ai fost, nici ce operă duhovnicească ai în urmă, ce palmares, dacă nu trăim, cum zice poetul Dionisie Giucuci, nu doar frunze și petale să rodim, și portocale, ce cântăm să și trăim, brad frumos, dar fructișorul nimeni nu l-a văzut. E mai bine lămâioară prin grădină, prin livadă, decât cineva să cadă dintr-un ploc înalt să cadă. Și de ce să fii bastonul, lemnul care amenință, vinoase, fii creionul, schimbă-ți viața, schimbă-ți tonul, de la moarte spre credință, vino, lasă ale tale uscăciunile lumești, că ștoiagul de migdală, sărbătoarea Terusale, te va face să înflorești. Mărit să fie Domnul! Să dea bunul Dumnezeu ca Evanghelia să prindă viață în noi! Să ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelie și ori de câte ori s-a mai strecurat vreun păcat în viața noastră, să știm că n-avem decât două variante, să mergem noi la cruce sau dacă nu mergem, îl trimitem pe Domnul a doua oară la cruce și asta nu se mai poate. De aceea să ne smerim noi adânc și să mulțumim că avem un mare preot desăvârșit, scrie în Evrei 7, care și-a stat la dreapta măririi și a fost de serviciu dimineață când a făcut rugăciunea de mărturisire. Dar să nu mai fie săptămâna viitoare cum a fost cea trecută, că ne apropiem de Domnul și de Sfânta Lui împărăție și vrem să fim ca El și cu El. Doamne, ajută! Dar în atitudinea față de Evanghelie, spunea Apostolul Pavel aici în Filipeni, ascultați, în epistola asta, frecvent în scrierile lui Pavel apare cuvântul Evanghelie, dar aici în Filipeni, cam pe aici mă opresc. Spune, de exemplu, în capitolul 1, versetul 7, este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărare și în tărie Evangheliei, voi sunteți toți părtați acelui aș har. Și în versetul 27, amintirea de Nearu se spunea să vă luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să trăim Evanghelia, dar cum să ne luptăm pentru Evanghelie? Sau, spune aici tot în capitolul 1, în versetul 16, unii știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Și nu insist să le defalc pe toate, vreau să vă las doar ideea, să o aprofundați dacă vreți. Că pentru Evanghelie sunt multe lucruri care trebuie făcute. Unii trebuie să predice, alții o vestesc prin cântări, prin diferite alte lucrări. Alții se roagă și sprijinesc în lupta lor, în rugăciune Evanghelia, pentru cei ce predică, pentru cei care li se predică. Alții sunt nevoiți să apere Evanghelia. Scrie la un moment dat aici în Filipeni capitolul 3 de niște câini, de niște scrijilați, care vor să aducă alte Evanghelie, nu că este o altă Evanghelie. Și nu putem să fim indiferenți față de aceste lucruri. Evanghelia este a lui Dumnezeu, e a mântuirii noastre. Și dacă vreți, mai scrie și în capitolul 4 aici, zice, versul 15, la începutul Evangheliei cu voi am avut legături de dare și primire,
Că erau săraci ăștia, dar cotizau la Evanghelie. Interesant, nu? Uite, astăzi vă propun ceva, așa să fim aplicativi. Când mergi acasă, să zic înainte să mâncați sau după ce mâncați, n-am vedeți voi cum faceți, hai să nu fiu prea canonic. Să discutați la dumneavoastră acasă cu ce contribuiți la Evanghelie. Dar nu doar ca teorie, pe săptămâna viitoare, pe anul în curs. Spune cineva, eu vreau să predic, aici nu mă pune, las că ai tu unde să predici. Vreau să cânt, dar nu mă pune aici, ai tu unde să cânti. Se găsește unde. Participi cu banii tăi, cu rugăciunile tale, cu mijlocirea ta. Spunea fratele Căprarul din Lugoj, urmă cu 40 de ani, s-a rugat la tinereții, Doamne, cu ce vreau pot să particip la lucrarea ta? A văzut cât de predicat, nu-i dat de cântat, nu poate. Și a luat 40 de zile de post. Și Domnul i-a spus, am o mare lucrare cu tine, Doamne, ce? Că din ce pare aici pe scenă nu-mi poate da niciun rol. Și a mai postit alte zile. Și Dumnezeu i-a spus, tu ești chemat să mijlocești pentru slujitori. Și când îmi povestea fratele asta, a zis, sunt de 40 de ani în slujba asta, de 40 de ani o zi de post pe săptămână, numai pentru slujitori, extra față de ce am eu în familie, și de 40 de ani o oră de rugăciune pe zi, numai pentru slujitori, ci și tu ai fost pe lista mea. Da, spunea, acum aproape că nu mai prea pot posti, dar mi-a mărit timpul de rugăciune la 4 ore. De 40 de ani în slujbă. Sunt alții care, așa cum spuneam, vin cu contribuția lor financiară sau cu, cum zice neva acolo, că Domnul și ucenicii predicau și zice în Luca 8, și mai erau și niște femei care le ajutau cu ce aveau. Păi era mare nevoie de și de ele, nu? De toți este nevoie. Unii predică, alții îndeamnă să vă dea Bun Dumnezeu har să vă luați partea la Evanghelie, ca să aveți parte de ea. Și zice Pavel în Corinteni 9 că dacă eu nu fac parte, e vai de mine, nu știu cum va fi cu voi la urmă. Știți că la urmă cel cu talentul îngropat nu scrie că a făcut alte păcate numai că n-a lucrat și a fost dat afară? Știți? A găsit motive, nu? Dar țin motivele? Nici la păcat, ca și în cazul Adam și Eva, nici la lipsa slujirii în fața lui Dumnezeu motivele nu țin. În ziua când Domnul vine, va fi o festivitate frumoasă. Și de când a plecat scumpa mea la Domnul, nu-i zi să nu mă gândesc, nu odată, de mai multe ori la împărăția care vine. La ce vom face acolo? Dar tot în ziua aceea, pe lângă festivitatea asta frumoasă, va fi și raportul robilor în fața stăpânului. Și ce vom spune în ziua aceea? Că am avut avere și am risipit-o. Că ne-a dat Domnul dar și har și sănătate și bani. Și ce-a făcut cu ele? Apoi, Doamne, le-am învelit în ștergar. Ce faceți cu tinerețea voastră? Jertfiți-o pentru Domnul. Nu-i nimic mai frumos. Scumpa mea soție, de care mi-aminteam, din copilărie și-a dedicat viața. Când eu am luat-o în căsătorie, fusese în misiune vreo 40 de adunări, organiza în jur și ea cu alții în echipă acolo, a slujit și înainte a plecat din viață, spuneau între copii, într-o convorbire telefonică, ce noi o numim ultima epistolă, să slujiți Domnului, că nu e nimic mai frumos. Mă gândeam că pot să fac mai mult. Zice, aș fi vrut să fac mai mult. Și eu mă gândeam, măi, n-avea cum. N-avea cum, că eu știu cât a slujit. Cine o cunosc, pot să spună de asemenea. Și ce rău o să spară când te uiți la toate, cum zice Dorz într-un vers, orice mărire ai avea, o vei lăsa odată și ai să te afunzi în gloata aceea pe veci de veci uitată. Și oricât aur vei fi strâns, de tot te vei desparte și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte. Dar dacă ai adunat ceva cu Hristos și spunea El, temă pentru acasă unde scrie, cine nu adună cu mine, ai auzit? Este o singură pungă în lumea asta, a lui Hristos Domnul. O singură împărăție, trăiește-ți viața pentru El, că dacă nu ți-ai pierdut-o pe drumuri, ești fiul risipitor
Și este un fiu care e model pentru noi să trăim cu folos. Doamne, ajută! Și încă un aspect vreau să mai iau. La Evanghelie, cum vă spuneam, Pavel a răspândit-o, cum zice el, cu prisosință și a dat totul pentru Evanghelie, să aibă și el parte de ea. Așa să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute pe toți. Dar încă ceva frumos, tot de la Domnul Iisus model, preluat de Pavel și transmis nouă, apostolul nostru, nu? Al neamului. Domnul Iisus, știți că era mereu învinuit, chiar și pilda citită astăzi a pornit de la o asemenea discuție. De ce stă și mănâncă cu vameși și cu păcătoși? Se mireau și ucenicii că stă de vorbă cu o femeie. Apostolul Pavel, la rândul lui, știți că, deși a avut un dar de la Domnul cu totul deosebit, a lucrat într-o echipă, s-a dus la Ierusalim să pună de acord cu ceilalți, relatare prezentată în Galaten, capitolul 2. Este un pasaj undeva interesant, cred în a doua Corinteni 2, spune acolo că avea ușă de cuvânt, dar n-a avut liniște, zice el, măcar că am ajuns la Troa și mi s-a dat hară, spune, n-am avut liniște până l-am găsit pe Tit. Și învață pe filipeni în ce privește relațiile cu frățietatea, că mi se pare mie că cei ce avem, biserica Domnului, familia noastră, sunt și ăștia averea lui Dumnezeu. Și Pavel până la un moment dat a risipit din averea asta, împrăștia, băga la închisoare, punea, împrăștia tot. Noi în jurul nostru putem să adunăm sau să împrăștiem? Ce relație aveți cu cei din jur? Hai să vă citesc ceva din Filipeni 2, versetul 2, dacă este vreo legătură a Duhului, că Duhul face legătura asta. Vă spun un episod la care am fost martor. La noi în biserică s-a întors la Domnul un frate maghiar, Shoni. Destul de reticent, un timp orgolios, așa ca un fel de fiu mare. Soția lui s-a pocăit vreo 20 de ani înainte, într-un târziu a venit și el cu oarecare pretenții, apoi s-a mai domolit, s-a botezat. A venit la stăruințe, dar Domnul s-a grăbit să-l boteze cu Duhul Sfânt. A făcut un infart, era să moară, atunci s-a temut, i-au mai căzut din pene de păun. Și am fost martor la episodul pe care vă spun, la o seară de stăruințe, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. În aceea seară și pe aceeași bancă cu un alt frate român, Petru, bătrâni amândoi, ăstuia românului, mama lui și se pocăit, acum la bătrâni s-a întors și el. Și a venit așa o undă de duc peste ei și când s-a terminat rugăciunea s-au îmbrățișat de nu se puteau desprinde și un prezbiter m-a cotit și a zis, tu știi pe Șoni? Păi, doar acum. Ăsta nu ți-ar fi îmbrățișat și pupat un român pe bani grei. Uite acum că nu-i poți descleșta. Și să-l fi văzut pe fratele Șoni, îl întrebam apoi și încă trăiești și acum, de câțiva ani, ce faci, frate Șoni? Mă bucur în Duhul Sfânt, Dumnezeu s-a îndurat de mine, salui! Cu așa drag privește spre toți. Nu l-am auzit de atunci băgând vină la nimeni. Dacă trebuie să corectăm pe cineva, să o facem cu toată dragostea, pentru că este o... nu o flatare, ceva mult mai grav, să-l vezi pe cineva că greșește, să nu-i spui, nu? Dar iată ce înseamnă aici, faceți bucuria de plină și aveți o simțire, un suflet și un gând. Mai... și nu Corintenul cu 10 zice tot așa. La ei era mai greu de ajuns așa. Nu știu cum e la voi, ca la Filipeni, ca la Corinteni de ajuns la asta. Uiți, cum se poate? Un gând. Doamne, dar cum s-a dus toată biserica la un gând? Păi simplu de tot, nimic mai simplu. Scrie aici, 2 cu 5, să aveți în voi gândul care e în Hristos. Tu dai gândul tău așa în stand-by până vezi cum funcționează celălalt, lași gândul lui Hristos în mintea ta și de fapt gândul lui Hristos nu e gândul lui, că e gândul Tatălui și în final așa va fi în cer, Dumnezeu totul în toți. Păi ce fam mai fi, în veci nu mai trebuie să... nu mai trebuie să supun nicio propunere la vot în veșnicie.
mai numărăm pe voturi, care e de o părere, care e de alta. Nu, acolo tot e un singur gând, acela perfect al lui Dumnezeu Tatăl. Nu mai trebuie să iasă Tatăl să vadă dacă vine cel mic sau să-l lămurească pe cel mare. Acolo vom fi toți ca al treilea fiu, care de fapt e primul, și Tatăl în persoană, mărit să fie Domn. Cum vă sunt relațiile cu frații? Eu mai predic uneori din versetul ăsta la nunți. Măi, zic, în adunare ar trebui să fim toți un gând și o simțire, dar măcar voi doi acasă care vă iubiți. Când mergi acasă astăzi, exercițiu numărul 1, temă pentru acasă. Ne-am înțeles, da? Eu plec, nu vă pot verifica. Care vă este partea la Evanghelie? Și 2, care vă sunt relațiile după acest model biblic dumnezeiesc? Nu relații cu cei ce au alte evanghelie. La ei spune și în a doua Ioan să nu-i primim în casă dacă vine cineva de la, știu eu ce, altă erezie sau să vă aducă, sau vreo carte sau pe internet, sau nu, închideți. Dar ne mă refer la ceea ce știm, la ceea ce aveți acordul frățietății, al slujitorilor, al familiei. Și cu cei de afară trăim în pace, întrucât atârnă de noi. Dar noi, dragii mei, să nu fim niciodată cauzatori de conflict, de supărare, de întristare. De partea noastră să iertăm, să lăsăm de la noi, să iubim, să ne purtăm frumos. Amin? Amin, amin. Dacă m-aș pune să fac un proces verbal scris. Și nu neapărat să spun că vă sechestrez în adunare până nu semnați și nu vă dau drumul acasă. Voi l-ați semnat de bunăvoie. Așa e? E vreunul aici care vrea să deschidem altă listă a scandaloșilor? Încă o rubrică pentru supărăcioși? Nu vrea nimeni. Ce fată s-ar trece pe lista aia? Nu sunt mai mărită, nu? Dacă o și afișăm, nu? Păi de cum se face că uneori zice Pavel la Corintenul, măi, eu am aflat de la Chloe că voi vă certați, mă. Dar culmea, ce subiecte ciudate aveți la ceartă. Că unui cu Pavel, subiecte ciudate, nu? Pentru că noi putem conflicte alea și de la asta. Măi, pune o predică tare. Nu, măi, pune predică cu alălalt. Acum nu-i de ascultat predică, dar gândiți așa, pune-i pe genunchi. Nu vreau să cânte asta. Păi nu vreau să cânte alălalt. Știți, George Whitefield, un evanghelist care a trăit în aproximativ aceeași vreme cu John Wesley, a fost calvinist, celălalt era arminian, și a zis unul dintre ucenicii lui Whitefield, zice, nu, al Wesley, cred că, da, să nu greșesc, zice, ce crezi că o să-l vezi pe alălalt în cer? Și ăsta zice, nu. Păi și eu m-am gândit că nu, nu crede ca noi. Da, nu e vorba de trăire aici, e vorba de cum gândește Dumnezeu mântuirea noastră. Și învățătorul ăsta a zis, știi de ce ți-am spus că nu o să-l văd? Cred că o să fie așa de aproape de tron, de nu știu dacă îl zăresc. Că eu n-am pretenții să mă pun așa aproape de tron. O, dea bunul Dumnezeu lepădare de sine. Știi, mulții n-au dușmani că nu se ceartă, dar n-au nici prieteni că nu pot vorbi. Asta e marea minune, să poți să nu faci rău, dar să faci bine, să te porți frumos, să dăruiești, să iubești. Doamne, ajută-ne! Poate că unii nevoie să ceară de iertare. Vi-e greu să o faceți. Și niciodată când vă cereți iertare să nu vârâți acel păcătos dacă, de cumva, dacă ți-am greșit. Dar de ce n-ar fi mai interesant să te ceri iertare și când chiar știi că n-ai greșit? De dragul păcii. Ce, Domnul Iisus a greșit? Și a zis, Tată, iartă-i. Dar știți ce a zis întâi înainte de Tată, iartă-i? Eu i-am iertat, că de-aia stau pe cruce, că dacă nu iertam, mă dădeam jos. Acum, Tată, te rog să ierti și tu.
Că asta e marea minune, nu doar să te împaci tu cu cineva, să te lupți și să împaci pe alții, că cei împăciuitori cum se vor numi? Așa cum vrem noi, nu? Doamne, ajută-ne! Dacă să poți fi așa, ascultă-mă ce citesc din Filipeni 1. Versetul ăsta când îl citesc așa îmi tremură ființa, Filipeni 1,8. Căci martor îmi este Dumnezeu, și el lua ca martor și cugetul, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Parcă mai degrabă aș vrea să citesc la din 1 Tesaloniceni 4, spune că vă iubiți, dar să iubiți și mai mult, că ați avea unde. Să fie martor Dumnezeu că iubești cu o dragoste nespusă. Așa ceva. Începe cu nevastă ta măcar. Amen. Bărbat. Cum o fi asta dragoste nespusă? Păi acoperă tot. Toate greșelile. O sumedenie să fie. Într-o asemenea atmosferă, e bine și la adunare, căci în Proverbe 17 cu 1, că mai bine o bucată de pâine uscată decât o masă încărcată cu cărnuș cu ceartă, nu? Știți cum vine asta? Mai degrabă preferă unii oameni să stea într-o adunare unde nu prea au ce să mănânce, dar măcar să împacă. Decât într-una care are și predicatori de tale, proroci renumiți, dar numai la adunări generale să nu fie. Doamne, fie-ți milă de noi! Și un ultim aspect și am încheiat, ca să puteți să aveți succes în toate astea, că fără asta nu se poate. Ne prinde vraja păcatului, nepriceperea noastră se vâră și ea pe acolo. Cum să nu fii nici fiul cel mare, să fii și să, nu, să crezi că ești să nu fii? Cum să nu fii nici celălalt care să-ți pierzi ani din viață și să risipești comori? Cum să fii ca Domnul Iisus Hristos? Cum să fii? Auzi, ia Evanghelia și las-o să te prelucreze și ia-ți partea ta de Evanghelie. Că Domnul Iisus Hristos contează pe noi. Dragii mei, lumea asta moare de foame și noi trăim cu pâinea în mână, uitându-ne după ei și îngropându-i pe rând. Ia-ți partea la Evanghelie și în al doilea rând, auzi, prețuiește averea lui Dumnezeu, comoara asta, biserica, cei ce vor fi, cum zice Apostolul, slava noastră în ziua aceea, frățietatea, oamenii, numai cu ăștia putem să mergem dincolo, cu casele nu ne ducem, toate rămân aici, dar cu frații vom trece până dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Ia-i cu tine, fă-i să vadă că atmosfera care le oferi va fi una agreabilă pentru vecii vecilor. Și ca să poți să fii, să faci așa, și vă las asta tot ca temă de casă individuală, nu în familie. Zice în 1 cu 4 în Filipeni, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți. Nu știu câți membri erau în Filip. Auzi, în toate rugăciunile stiroși pentru toți. Dacă mă adaug și Efeseni 6 cu 18 stiroși, tot, să faci tot felul de rugăciuni, adică stiroși pentru partea de slujire și pentru partea de familie și pentru partea de boală. Știi ce ar însemna asta? S-a încheiat pentru totdeauna cu rugăciunile scurte. Pentru totdeauna, că n-ai cum să-i pomenești pe toți stiroși scurt. Nu poți face stenograme la rugăciuni. Doamne, îndură-te și de are pe asta și de cealaltă și nu uita și de ceilalți. Că și atunci când ar fi vorba de necazul tău, ai vrea sau de dorințele tale să se roage alții. Dacă vreți să avem biruință, de la Fiul cel Mare e de copiat multă rugăciune și de la Pavel de asemenea, citiți în epistole lui cât se ruga apostolul. Eu cred că mai mult chiar decât predica. Și Domnul Iisus Fiul cel Mare de 2000 de ani tot mijlocește acolo. Să vă dea bunul Dumnezeu și ce n-aș cerut, dar și hară în rugăciune. Amen. Și să ne ajute să fim asemenea chipului Fiului Său. Amen. Pentru că într-o bună zi, când își va aduna Tatăl toți copiii
și își va întinde cortul său ca o mireasă, ca o cetate sfântă, să fim acolo. Amin.